Salut, sunt Ionuț Petianu. De astăzi, împreună cu colegul Lucian, vom prezenta proiectele de care noi ne ocupăm într-o serie de videoclipuri. Astăzi vorbim despre proiectul lui Lucian, Your Next Home Residence din aviație. Lucian? Bine v-am găsit, bine ați venit pe șantierul de care mă ocup de câteva luni încoace, Your Next Home Aviației. E un proiect boutique de doar 18 apartamente, de 23 camere, proiect la care am făcut update săptămânal, mulțumesc din cei care m-au urmărit. Suntem la parter în momentul de față și vom încerca să prezentăm împreună cu colegul Ionuț proiectul și stadiul la care suntem în momentul actual. Hai să vedem mai întâi și mai întâi, văd că suntem într-un apartament de două camere, ne-l prezinți un pic? Suntem într-un apartament de două camere, la parter imobilului, un apartament care este rezervat în momentul de față. Avem zona de acces, zona în care se află în momentul de față Ionuț. În partea stângă avem zona de bucătărie cu geam. Acum o să vă obișnuiesc cu am și îmi, că e emoționat. În momentul de față noi am tras ce înseamnă instalația electrică, am făcut o propoziție. Am tras instalația sanitară, acolo se vede că avem cele două scurgeri pentru ghivete și mașina de spălat vase. Am adus tubulatura pentru portă în zona de bucătărie. În zona de living am pus compartimentarea de rigips între camere și băi. Și acolo ce va fi? Acolo va fi un geam care se va deschide pe jumătate, un geam Nissan. Tâmplăria e din Grecia importată, e de la firma Etem. Mai multe detalii vom spune în momentul în care vom aduce și geamurile propriu-zise. Mișto! Iar aici, baia? Avem baia. La acest apartament, baia are un gemuleț în partea aceasta, în zona de acces a imobilului. Vasele de WC sunt îngropate, toate, sunt de la îngrohe. Băile sunt dotate ori cu cadă, ori cu duș, în funcție de cerința clientului. Adică există și posibilitatea de a-ți personaliza oarecum apartament. Da, avem mesajele și o parte din obiectele sanitare care pot fi personalizate. În fiecare cameră noi am făcut deja instalațiile de aer condiționat cu alimentare și scurgerea pentru aer condiționat. Am adus frige de internet și televiziune în fiecare cameră și, de asemenea, fiecare cameră este dotată cu senzor de ambient. Încălzirea o avem în pardoseală, astfel că senzorul de ambient comandă încălzirea pardoseală pe fiecare apartament, pe fiecare cameră în parte. Hai să ne prezint și dormitor. La fel, geam mare, de sus până jos. După cum vezi, vedeam toate dormitoarele din proiect, avem geamuri destul de generoase, astfel toate camerele sunt luminoase. La fel avem întrase și instalația de aer condiționat, senzorul de ambient care va fi aici, zona de electrică pentru alimentare. La fel fiecare dormitor vom avea trase separat zone de lampadare deasupra patului. Bun, vrei să ne mai zici ceva despre apartamentul ăsta? Structura de rezistență, împărțirea? Hai să mergem să mai vedem și celelalte apartamente. Pe zona de parter toate sunt vândute, dar trebuie să prezentăm că sunt apartamente, toate apartamentele de la parter dispun și de curte proprie. În cauza aceasta, imediat cum am ieșit din pandemie, astea au fost primele care au fost vândute. Acum așa camerele. Suntem foarte tehnologizați azi. Tehnologizat. Rog, potom. Îl urmărim pe colegul Lucian, cum se duce puternic pe hol. Oare ce să ne prezinte? Cert este că complexul, proiectul, este unul foarte frumos. De asta sunt și aici, pentru că îmi place foarte mult. Au! Oh!
ușor. Bine ați venit, suntem încă în șantier și din cauza aceasta mai sunt și capcane puse. Suntem tot într-un apartament de două camere. E un apartament un pic mai generos decât cel în care am fost mai devreme. Vreau să prezint partea de instalație electrică și zona unde vor fi montate... Stai un pic, că tu ești foarte mult. Zona în care vor fi montate siguranțele și aici va fi zona de curent slab, în care vom avea montat tot ce înseamnă cablu pentru internet și TV. Fiecare apartament i s-a prevăzut de la început o zonă tehnică în care se va putea pune mașina de spălat rufe, separat de zona de bucătărie sau zona de baie, astfel deasupra ei se poate crea și o zonă de depozitare. La fel și aici vedeți că avem destul de mari geamurile pentru dormitor. Și aici se vede mai bine partea de... Asta ce suprafață are dormitorul ăsta? Ce suprafață are? Dormitorul ăsta e jur de 12 metri. Mișor. Foarte mișto geamul de sus până jos, că vor să fie foarte luminos. Și aici vei intra în curte? Da. Și aici și din zona de living se va ieși direct în curte. Ok. Mă întrebam mai devreme colegul din ce e făcut blocul sau structura de rezistență. Structura de rezistență e din cadre de beton cu cărămidă poroten. La exterior avem o vată, o izolată de vată. În momentul de față noi am ajuns în zona de exterior cu... am pus vata, am pus plasa, după care am venit cu un strat de tempuială și la sfârșit vom veni cu tempuiala mai organizată. Decorativă. Toți pereții interior au fost întins mecanizat cu gret. Urmează să se dea a doua mână de tempială, după care vine lavabila. Iar pereții despărțitori, care sunt de rigips, avem două foi de rigips, după care vine un strat de vată de 5 mm, după care încă doi vata minerală pentru izolație fonică. Izolație fonică. Bun. Aici se vede și vata minerală. Facem și un cadou cu vata minerală. Acum urcăm la nivelul 1, mergem după Lucian. Lucian, ai legătura. La etajul 1, suntem aproape la fel ca la parter pe stadiul de execuție, doar mai puțin partea de pereți de rigips despărțitori. Aici avem casa liftului sau puțul liftului. Aici vom avea amplasat liftul. Va fi de 6 persoane. Deci liftul va fi mare. Da. De 6 persoane normale sau de 3 ca noi? Aici e de discutat. Fiindcă suntem aici, avem un pic mai multă lumină, aș vrea să prezint camera tehnică. Camera tehnică e pe fiecare etaj. Avem zonele de centrală termică montate în zona aceasta. Fiecare apartament va avea centrala lui individuală aici, dar în același timp vom avea și... comanda individuală din apartament pe fiecare centrală. Fiecare apartament va avea contorizare separată atât pe gaz, electricitate, cât și apă. Astfel costurile pentru fiecare apartament în parte de administrare vor fi destul de mici. Perfect. În care dintre ele mergem? Suntem la etajul 1. Asta e primul mic apartament pe care îl avem în portofoliu. Mai este disponibil acesta și cel de la etajul 2. Sunt două apartamente foarte luminoase și ce au un plus față de celelalte apartamente din IMUG e că au două terase foarte generoase. Este o terasă pe care se poate lua masa, o terasă care asigură și un grad de intimitate dacă aveți nevoie din parapetul acesta și o zonă de luminozitate destul de mare, pentru că aici vom avea un parapet de sticlă. Prin a lua masa, de fapt, înțelegem că poți pune o masă cu de mai multe persoane, nu? Da. Aha. Bun. La apartamentul ăsta, bucătăria o avem deschisă. În proiectul inițial, arhitecții au prevăzut că aici să avem un bar cu locul de gătit în zona aceasta, cu o hotă suspendată care să absorbă tot mirosul. Aha, bucătărie de tip insulă. Da.
Mergeți pe zona de dormitor. Aici încă nu s-au pus pereții de gips, avem doar structura pentru pereții de gips, dar putem vedea că fiecare scurgere la aer condiționat a fost trasă și adusă în zona de aer condiționat, prevăzută de la început. Și terasa de la dormitor este destul de spațioasă, la fel ca și cea de la living, dar o zonă în care creăm o zonă de intimitate și o zonă care linează atât terasa cât și dormitorul. Aici poți să dai un vin, nu mai trebuie să iei masa. Da. O cafea de dimineață. Vedem aici bazinul îngropat, grohe, ce v-a zis Lucian mai devreme. Aici suntem în baia apartamentului, ca să nu e destul de clar, după toaletă și după chiuvetă. Suntem tot la nivelul 1, la un apartament de două camere, cu un layout puțin diferit față de cel pe care l-am văzut. Lucian vrea să ne prezinte cum arată distribuitoarele de la încălzirea din pardoseală și comenzile. Încă suntem în șantier și se lucrează și trebuie să protejăm distribuitoarele de la încălzirea în pardoseală. Așa arată ele. Avem motorul care distribuie agentul termic și avem robinete termostatați care sunt comandați de ambientul din fiecare cameră. Adică de temperatură, nu? De temperatură. După cum se vede, scrie pe fiecare zonă în parte ce reprezintă, living cu bucătărie, dormitor, baie. Astfel putem avea orice temperatură ne dormim în fiecare cameră în parte. Bun. Iar apartamentul ăsta are la fel o terasă foarte mare, nu? Da. Vă văd aici. Un acces atât din zona de living, cât și și ce-mi place foarte mult e la fel că are geamuri mari la sufragerie, deci are suprafață vitrată destul de mare. Nu? Bucătăria? Bucătăria e deschisă aici? Sau? La fel. În proiect avem, sau pe etaj, avem două apartamente aproape identice, în oglindă. Aici avem bucătăria deschisă complet, în partea cealaltă avem un apartament identic, dar cu bucătăria semi-deschisă, care se poate închide foarte ușor dacă se dorește. Terasa? Cât de mare? Aici poți să faci un botez. Dacă în partea cealaltă puteai să pui o masă de 4 persoane, aici încape lejer una de 8, cel puțin. Hai 12, ca să fie. Hai, 12, că nu mă uitam. Masa aici. Nu? Ia. Hai să vedem cum ar primi... Cum ar primi Lucian merindele. Platou. Da, deci primești sarmalele sau răciturile, de fapt, nu? Pac și le duci la masă. Frumos. Aici se va deschide geamul? Se poate deschide? Sau, adică ce e prevăzut aici? Geamuri. Peste tot avem geamuri care se deschid. Unele se deschid complet, altele se deschid doar pe jumătate, în funcție de zona în care suntem. Bun, super. What's next? La etaj. La ultimul? Da, până la primul mai avem de acest. Bun. Acum o să vedeți ceva foarte mișto. Este vorba despre mansardă care e împărțită în câte apartamente, Lucian? În trei apartamente. Hai să le vedem. Am ajuns și la mansardă, unde Lucian ne va prezenta cele trei apartamente. Te ascultăm. Zona de mansardă, înălțimea apartamentului este mult mai mare. Cel puțin la apartamentul din mijloc ajungem la o înălțime de peste 4,5 m. Astfel, dacă se dorește să creeze o zonă intermediară, se poate face o zonă de bibliotecă sau de relaxare. Din cele trei apartamente, doar două mai sunt disponibile. Unul a fost rezervat. Avem apartamentul acesta care e pe mijloc și un apartament micul, dar dispune de două terase generoase cu un view către zona de nord a Bucureștiului. Avem zona aceea, zona promenada, cu clădirile de birouri.
platforma Pipera e în partea aceea și în zona din stânga noastră avem parcul Herestrău, care e la undeva la 15 minute de mers pe jos de aici, și zona Lidl Aviației, care la 6-7 minute de mers pe jos. Bun. Și cam care ar fi împărțirea? Avem din zona aceasta pleacă apartamentul de pe colț. E cel mai mare apartament din imobil. Avem o zonă aici care e semi-acoperită și zona din capăt care va fi o zonă total acoperită de terasă. El va fi compartimentat tot în două camere, dar se poate compartimenta și în trei dacă se dorește. Ok, o ultimă chestie pe care te-aș întreba. Știu că la ultimul nivel cu toții ne temem de căldură. O să ne spui ceva despre termosistem? Pentru a izola termic, atât pe timp de iarnă cât și pe timp de vară, s-a folosit o izolație din vată de 25 de cm cu folii și folie anticondex și folie... Cred că cel mai bine se vede acolo, sus. Deci avem o barieră de vapori plus vată minerală. Cam atât de aici, de la Your Next Home Residence din Aviație, împreună cu Lucian. Vă zicem la revedere. Dacă aveți nevoie de detalii, dați-i un telefon. O să punem numărul lui de telefon aici pe ecran și ne auzim. Mulțumesc că ați fost alături de noi la vizionarea acestui proiect și vă așteptăm și la următoarele proiecte.